Stăm de vorbă și cu patronul FCSB, Gigi Becali. Bună seara, domnule Becali. S-a terminat lupta la titlu? Păi, cred că da, lupta nu s-a terminat cât mai este matematic, dar normal, după joc și după ce jucăm noi, s-a cam terminat. Și chiar dacă ați juca mai bine ca astăzi, totuși sunt 11 puncte. Dom'le, e cam terminat. Dezamăgit că e al cincilea an în care ia titlul CFR, teoretic, adică pornind mai departe raționamentul, dacă e cam terminat. Păi da, nu. Acum anul ăsta n-ai de ce să fii dezamăgit. Ești dezamăgit când pierzi campionatul la egalitate de puncte, când pierzi campionatul că a ratat la Gustav 11 metri cu CFR când era cu Craiova, când te bate Iașu în 10 oameni și aveai nevoie de un egal ca să fii campion. Da. Atunci, dar acum ce, acum au fost 10 puncte, nu ne-am apropiat deloc de ei și plus de asta n-a, adică nu există. De jucătorii nu înțeleg un lucru, adică e fiecare driblează, eu de bandadă, m-am mai spus încoată. Toată lumea driblează, fiecare e driblor, Șterpan e mare driblor, toată lumea driblează. Nu pasăm. Nu arată o echipă organizată. Ca să... Nu e o echipă organizată, dar nu se pasează nimic. Toată lumea, Șterpan, driblează, Cordea, cum prinde mingea, se învârte în loc, driblează, zice în tușă, numai la pas nu se gândește. Stănașe se învârte în loc, au poziții de pas. Deci au situații, nu pot să spun că nu se mișcă, că au situații de pas. Că asta e culmea. Situații de pas au, dar ei nu. Zis, lasă, de ce să-ți pasez eu ție, că e mult mai ușor. Lasă că mai bine mă învârte în loc și mă pierd mingea. Înțelegi? Credeți că asta s-a întâmplat astăzi? O dezorganizare, o echipă, mie mi s-a părut chiar haotică la un moment dat. Fiecare da, pe cum propriu. Haotică era, pentru că ăsta era un meci de câștigare. Ce? Nu poți să spui că, poți să joci cu alte echipe. Stai, dom'le, că s-a apărat, că n-a putut, că nu știu ce, că am un ghinion. Dar știam că Farul nu e o echipă, adică nu joacă un fotbal închis. Adică aveam spații, puteam să câștigăm meciul dacă jucam colectiv și pasam. În schimb, adică putea fi chiar mai rău, că au avut niște ocazii foarte mari. Da, putea să fie vreo 5-0. O 4, 5, nu, dar vreo 4, sigur putea să fie. Adică, clar, cum vedeți viitorul adică, apropiat? Nu se poate câștiga campionatul cu un singur jucător. Deci, noi, la ora asta, avem un singur jucător, care este Tavi Popescu. Nu se poate câștiga un campionat cu un singur jucător. N-ai cum. Ce faceți? Mai luați încă 10? Nu, eu? Doamne, miluiește. Ce pot să scap, ce pot să curăț, curăț și gata. O să vedeți. Și la Academie, peste tot. Ce lumea... Reduceți bugetul? Păi, dar ce vrei să fac? Păi, dar ce vrei să fac? Ce facem? Ne bate în joc de bani? Ce, suntem nebuni? La Academie poate vă mai produce un Octavian Popescu? Lasă, mă, că nu l-a produs o Academie a Octavian Popescu, l-am cumpărat, dar nu știu nimic. Nu putem să plătim la Academie 150.000 de euro pe lună cu 30 de antrenori. Nu, o să fie 10. Doar o să facem o selecție de elită și la revedere toată. Păi ce am înnebunit? Păi dăm 15, 1 milion jumate pe an la Academie? Nu, la revedere. A, dădeam. Dar dacă aveam rezultate, dacă nu restrânge, păi de altfel eram și eu tot la fel, ca Rapid, ca Dinamo, ca toți. Dacă nu făceam ce fac. E, Juma, cum vi s-a părut? Păi Juma, din cauza lui, a pierdut și meciul ăsta. Păi nu era pe nicăieri el. Eu care vedeam, adică înainte, adică când a venit la început, pasa numai frontal, în față, acum în spate, dar de fapt nici nu era. Că nu mai
se încurca minge, nu știu, dar mi-a zis, de la, mi-a spus Petre, că domnule, Jumai e foarte obosit, că el făcea alte antrenamente și aici e foarte obosit. Mm-hmm. Bine, dacă e foarte deci asta obosit, poate să fie o explicație. Totuși, e o senzație de deja vu. Jucători pe care îi luați, care au arătat foarte bine în alte echipe, la FCSB nu mai dau același randament. Da, dar să zicem că la Ejuma o fi o explicație aparte, oboseală. Da, da. Nu, domnul Moraru, bine, mai sunt și alte motive. Olaru, da, și aici e chestie de profesionalism. Că cum adică? Deci, Crețu, Olaru, Oaidă, și cu încă unul, cinema, și cu patru jucători cu gripă, păi de ce nu fac eu gripă? Și nu fac eu gripă, de ce nu fac eu gripă? Că domnule, că este virus. Care virus, mă? Unde e virusul? Să de ce nu fac eu virus? Că dacă mă îmbrac, dacă mă îmbrac, ia du-te tu, fă duș, acum Gigi Becali sau Moraru sau tu, Ilie Dumitrescu, du-te, fă tu în duș, du-te tu, ești tu afară acum, pleacă de la antrenament, că nu e problemă, că ești de la duș și pleci. Normal că există virusul. Nu? Normal că e virusul. Normal. Da, e clar că au contat și absențele astea, dar impresia a fost foarte, foarte proastă la ce s-a văzut astăzi. Da, domne, într-un fel mai este bine că măcar, adică nu mai faci iluzii, adică eu unul nu mai fac iluzii, că vezi, doamne, că... Bine, aveam și un entuziasm, că facem, că dregem, dar acum m-am convins. Păi n-ai cu cine, n-ai cu cine, dacă și tănase... Driblează, intră, la un moment dat vrea să intre cu mingea până în poartă, bă, uite duci, mă, mingea la el, stânga-dreapta, poziție de pas, el m-a o gâdilă puțin, mai se învânte în loc, și le-am, după aia, și altă chestiune, mi l-a rugat pe Petre, și pe mic meme, bă, m-am rugat minte la voi, am și eu un jucător pe care trebuie să iau bani, am nevoie de bani, eu, la mine, totul pe bani. Că nu se poate face fotbal, nu mai pot să vă țin. Bă, lăsați să bată Tavi Popescu din dreapta sau din stânga, cum a venit. Lăsați-l Tavi Popescu să bată lovituri. Eu am spus, eu am auzit. Coman, el săracul, nu poate la ora asta să mai joace fotbal. El trebuie, nu știu ce trebuie să facă, dar nu poate să joace. Da, a fost o lovitură liberă pe care a bătut-o Florinel Coman, dar lângă Coman nici măcar nu era Tavi Popescu, era Cordea. Deci nici nu s-a... Păi, dacă eu spun să bat pe ăla, băiatul e cu bun simț, e rușinos. Dacă eu spun, bă, bate Tavi Popescu, Tănase, bă, Tănase, l-am sunat și personal. Bă, te rogă frumos, ești capitanul echipei, dacă cumva nu, iei mingea și o iei lui Tavi Popescu. A, ce să facă el? El are 30.000 pe rând, interesează pe... Ce contează ce Gigi Becali, ascultă pe Gigi Becali, eu sunt Tănase, capitan de echipă, și sau el, Coman, eu sunt Coman. Păi, am zis, bă, chiar dacă nu dă gol, dar măcar dacă dă gol, îi crește cota. Păi, pentru ce să bată? Nici le-am și zis, bă, să nu mai bată Coman. Bă, nu mai bate Florinele, că tu nu știi să bate. Tu dai pasă la portar. Dacă facem concurs de dat pasă la portar, bate tu. Ca să dai pasă la portar. Măcar acum a dat nici față la portar. A dat așa ceva nici și eu, dacă băteam lovitura aia, nu băteam, parcă nu mai... Bine, săracul, probabil nu mai țin picioarele, nu știu, că nu mai... Aici e chestie de seriozitate. Trebuie să antrenezi, vii după accidentare, antrenezi așteptată, suferință, trebuie suferință la port. Iar nu vrea suferință. Bă, dacă nu vrei suferință, te vei lăsa de fotbal, ca să nu mai dau eu nume ca și cine, că nu vreau să jignesc oameni. Ați mai avut vreo discuție cu Cheșeru, pentru că la final a stat singur în fața galeriei și părea că plânge. Domnul Moraru, nu mă interesează pe mine plânsetele lui Cheșeru. Pe mine mă interesează echipa mea. Ce mă interesează pe mine? De ce plânge? Ce știu, încercam să aflu, mă gândeam, poate știți ceva. Nu știu, dar unde plânge? Nu știu, dacă plânge, nu știu că plânge. Plânge? Unde? Văd că nu plânge. Unde vezi că plânge? Nu știu, așa pare.
Da, bine, zici da, că plânge. adică senzația e că și a rămas bun de la galerie, ceva de genul ăsta. A, da, asta da, probabil e sentimental, dar nu asta înseamnă acum că Cheșarul, da, poate să facă asta, pentru că el a avut clipe frumoase aici. Deci asta da, da, înțeleg gestul ăsta. Dar da. Nici Cheșarul nu mai poate nici el, n-ai văzut. Deci cine mai poate, domnul Becali? Numai Octavian Popescu, din câte înțeleg. Ba, singurul jucător. E Octavian Popescu, atât. Alte eșecuri, altă dată vă mobilizau așa. Vedeți voi la anul? O să vă arăt păi vouă. Păi da, mă mobilizau, dar acum nu mai, că acum mai vadă bani mulți. Acum nu mai e vorba, uite, războaie. Păi stă lumea la bancomate, păi dar nu mai dată, nu mai ne bate în joc de bani. Era o alte vreme, când eram nebun. Mi-a venit mintea la cap. Păi cum să dau banii mei, auzi ce nebunie. Bă, tu Gigi Becali sau tu Moralu să-i banii tăi, să-i dai tu la fotbal salarii la unii ca să uită alții. Și să Ilie Dumitescu cu Moralu să comenteze și ălaltul să comenteze, ălaltul să uite la televizor și tu Gigi să dai milioane. Și să ești nebun, nu trebuie la muncă. Nu facem tata așa ceva. Trebuie să ne scoatem banii, să vedem cum facem și să nu cădem în faliment. Vedeți câți bani au băgat la Paris Saint-Germain și n-au luat cu Liga Campionilor? Da, tată, lasă, că nu avem banii lor. Aia, că nici n-au aia, nici au dat aia bani. Ce, nu au dat oameni niciun ban. Aia au dat niște purici. I-a pișcat purici. Da. Ce, aia poate să intre în faliment? Aia, a, nu, aia, nu, da. 500 de milioane, 300 de milioane, 1 miliard, 2 miliarde, e ca și cum am zis, da, eu. Ca și cum ați strănutat puțin dumneavoastră. Da, da, 10.000 de euro. Așa dau ei miliardul. Ca o miliard de mult, ce contează la ei. În regulă, mulțumesc mult pentru intervenție, domnul Becali. Hai, domnul, să vă ajute, sănătate. Numai bine.